Viitorii studenți ai Universității de Vest din Timișoara au început deja procesul de admitere prin intermediul platformei online special creată pentru a face înscrierea cât mai facilă, admitereonline.uvt.ro, oferta educațională a UVT pentru anul universitar 2024-2025 este formată din 81 de programe de studii universitare de licență și 102 programe de studii universitare de masterat din 35 de domenii de studii. UVT scoate la concurs aproximativ 6200 de locuri la programele de studii universitare universitare de licență, dintre care 2850 finanțate de la bugetul de stat, respectiv aproximativ 4500 de locuri la programele de studii universitare de masterat, peste 1500 dintre acestea fiind finanțate de la bugetul de stat. Acest an este anul universitar pentru UVT, în comunitatea noastră academică sărbătorește 8 decenii de înființare. Oferta educațională pe care o propunem candidaților în cadrul admiterii 2024 este adaptată diversității de opțiuni și preferințe ale tinerilor din toată țara, cei care aleg să vină la cea mai importantă importantă universitate comprehensivă din vestul României pentru ca să-și șlefuiască talentul. Pregătirea pentru viitor a devenit cea mai importantă aspirație a tinerilor pe care și-o vor caracteriza în anii de facultate la UVT, transmite rectorul Universității de Vest din Timișoara, Marilen Gabriel Pirtea. Până în prima parte a lunii iulie, candidații vor putea să completeze informații și să încarce documente pe platforma de înscriere. Procesul de înscriere se derulează în mediul online, urmând ca documentele să fie prezentate de candidați la centrele de admitere organizate de UVT pentru certificare. Certificarea acestora conform cu originalul, prin scanare de către reprezentanții instituției. Toate informațiile despre procesul de admitere, programele de studii și oportunitățile pe care UVT le oferă sunt disponibile pe site-ul UVT dedicat procesului de admitere, admitere.uvt.ro.